Biblioteca județeană Ia Basarabescu din municipiu a găzduit astăzi un eveniment dublu. În cadrul acestuia a fost prezentată o ofertă educațională a Facultății de Geografie din București și lansarea cărții Dinamica spațiului rural în câmpia Burnazului după anul 1990. Prima parte a evenimentului a fost dedicată în special elevilor prezenți în sală. Lectorul Facultății de Geografie din cadrul Universității București a încercat să-i convingă pe viitorii studenți să aleagă ca studiu și specializare geografia în anul universitar 2016-2017. Pentru mulți din absolvenții de liceu sau pentru viitorii absolvenți de liceu, București reprezintă o primă opțiune universitară, iar Facultatea de Geografie face parte integrantă din Universitatea din București, cea din tâi universitate a țării, după ultimele sau după cele mai recente clasamente. Universitatea din București reprezintă o instituție cu tradiție în România. Facultatea de Geografie este în același timp, să spunem, tânără, dar și vârstă, dar și cu experiență, dar și cu tradiție, pentru că anul trecut a sărbătorit 115 ani de învățământ geografic, deci de la primul curs de geografie din anul 1900, Simion Mehedinți, dar a sărbătorit și 25 de ani de entitate de sine stătătoare. A doua parte a evenimentului a fost dedicată lansării volumului Dinamica spațiului rural în câmpia Burnazului după anul 1990. Un volum care a necesitat mult studiu, mai exact este vorba de 4 ani pe care i-am dedicat câmpiei Burnazului. A fost, pe de o parte, muncă, dar în același timp și lucru cu plăcere, pentru că fiind localnică, fiind din această unitate de relief, am aprofundat cu plăcere și, într-adevăr, rezultatele, eu zic că au fost pe măsură. Pe lângă munca asiduă și, bineînțeles, cei care ați realizat lucrări științifice știți ce înseamnă acest lucru, am considerat necesar să și public această teză, pentru că am zis să nu am o atitudine egoistă, să păstrez doar eu și câțiva profesori aceste informații. Evenimentul de astăzi s-a bucurat de un real succes, mai ales în rândul liceenilor. La eveniment au mai participat și cadre didactice și reprezentanții instituțiilor locale.